figuri luate din Egipt, luate undeva la de europei. Astăzi voi prezenta colecția mea de Adidas care nu sunt fake niciun caz, da? Am niște Adidas aici, am foarte mult și drept nu sunt colecționar sau ceva de Adidas. Am aici vreo 6 perechi de Adidas. Începem cu cei mai ieftini și după trecem la cei mai scumpi. Primii, sincer, sunt acești Jordan. Fiți atenți aici. Avem aici Jordan ăștia Max Aura 4, 5-6 milioane, ceva de genul. Sunt frumoși, o pereche foarte frumoasă, sincer zic eu. Băi, mie plac pentru simplu fapt, pentru că se potrivesc cu roșu. Dacă porți o haină roșie, arată foarte, foarte mișto, de exemplu, o geacă roșie. Următorii Adidas, însă, sunt acești Air Force, vai de capul lor. Uitați aici, nici mai zic. Plăceau foarte, foarte mult, sunt Air Force mid, negri, nu mai știu cât sunt, dar sunt vechi de ceva timp, un an, doi. I-am purtat peste tot, peste tot, uitați aici mai în detaliu. Așa, sunt vechi, sunt le vechiuți, nu știu, chiar nu știu cât, 7 milioane, nu m-am uitat. Trecem la perechea de Nike Worldwide. E o pereche specială, sincer. Asta era perechea mea de când era mea cea mai preferată. Frumoasă, dar nu mai port eu 270-uri. Adică partea asta de aici, sincer, nu mai place acum. Înainte îmi plăcea când era mic foarte, foarte mult. Dar acum nu mai place. Mi se pare așa, cam de cocalar, sincer. Albi frumoși. Dacă vreți, sunați-mă, contactați-mă. Nu mai am ce să fac, că îi dau pe 5 milioane, cred. Să zicem mai departe. Acum, băieți, urmează o pereche de Air Force. Nici nu mai zic cum sunt, uitați aici. Așa. Ce părere aveți de ei, sincer, sunt ok și purtați, vai de capul lor. Avem aici sușul colorat, ăștia cred că am uitat să-i pun, cred că sunt 5-6 milioane, cea de gen. 6 milioane sușul colorat, simpli, albi, frumos. În perechea mea, aproape preferată, nu e preferata mea, dar place foarte, foarte mult. Avem aici sușul, ăsta face totul, sincer. Penultima pereche pe care o prezint astăzi. Sunt acești Jordan 1 High White Cement. Avem chiar aici, uitați, ăștia îi portez zilnic aproape. Plac la nebunie, la nebunie. Modelul așa frumos și am și haine care se potrivesc cu ei. Uitați, un ciretal bun negru. Primea 44, frumos. Nu știu cât am apăit, 800, parcă 800 și de lei. Plac foarte, foarte mult. Place pentru că au modelul ăsta de elefant, cum ar veni, nu știu cum să zic, chiar nu știu. Uitați mai îndeaproape. Da, cam atât am de zis despre ei și acum urmează perechea surpriză. Perechea care, din păcate, cred că sunt cam jale. Avem aici niște Easy-uri, dar nu orice fel de Easy-uri. Easy-uri luate din Egipt. Egipt. Gata, s-a putut. Credeam eu că sunt originale. De fapt, nici nu pasă dacă sunt originale sau fake. Uitați-le ce bine arată aici. Zici că sunt originale, chiar dacă sunt fake sau nu, nu contează. Plac foarte, foarte mult. Am dat undeva la 70 de euro pe ei, dar sincer se merită, frate, pentru că zici că sunt original 100%. Dacă vă plac, aștept pâinea în comentarii. Luați cât mai repede, că se vând ca pâinea caldă, credeți-mă. Olex, zici că sunt prea albite, te știu. Eu am fost Ștefu, asta a fost colecția mea de Adidas. Nici nu știu cât costă, nu mă interesează, i-am luat pe toți din inimă. Până atunci ne auzim data viitoare cu următorul episod. Dacă vă place perechea asta de fake-uri sau real, chiar nu știu ce sunt, mă întrebați pe mine, întrebați-i pe Georgescu, dați tag lui Georgescu aici. Până atunci ne auzim pe data viitoare, eu am fost Ștefu, colecția mea de Adidas și aici, Adidas mai gromada. Pa, pa! Vino fatoncoa, sau un toți golanii de la Niagara.